Bună ziua! La 30 ianuarie 2020, la Chișinău, a avut loc Congresul Pierdanților, mai bine zis, Congresul Partidului Socialiștilor, la care nu numai Igor Dodon a revenit în fotoliu de președinte al acestui partid, dar și a fost adoptat noul program al PSRM. Este bine cunoscut faptul că acest partid, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, din momentul când a trecut în proprietatea privată a lui Igor Dodon, imediat s-a poziționat în calitate de partid antistatal, care, sub pretextul soluționării conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova, a început să promoveze ideea perfidă de așa zisă federalizare a Republicii Moldova. În 2013, această broșurică cu ideea de federalizare mi-a fost înmânată mie personal de Igor Nicolaevici Dodon. El încă pe atunci nu știe cu cine are de-a face. Circa un an în urmă, în incinta Parlamentului, eu am cerut categoric ca acest partid să renunțe la ideea de federalizare și să exclude această prevedere din program, deoarece ideea de federalizare este un scenariu străin care prevede distrugerea și subjugarea Republicii Moldova intereselor străine. Pe atunci, Partidul Socialiștilor chiar s-a simțit nițel deranjat și un grup de reprezentanți ai Partidului Socialiștilor au ieșit la rampă, mai bine zis la presă, și bâlbăindu-se au promis că, iată, va avea loc congresul și atunci noi vom elimina prevederea de federalizare. Da, Congresul 16 al PSRM a avut loc la 30 ianuarie 2020 și ce vedem noi în loc de idee de federalizare în programul PSRM? În acest program, PSRM pledează pentru revenirea la implementarea memorandumului din 1997 privind principiile normalizării relațiilor dintre Republica Moldova și Transnistria, așa zisul memorandum Primakov, deoarece domnul Evgenii Primakov a fost nu numai șeful serviciilor speciale din Federația Rusă, dar și ministrul de externe a Federației Ruse. Ce înseamnă în realitate acest memorandum Primakov? În primul rând, el n-are nimic comun cu scopul anunțat în programul PSRM de reîntregire a țării, ci se referă doar la așa zisă normalizare a relațiilor între Republica Moldova și un subiect inexistent din punct de vedere al Constituției Republicii Moldova, așa zisă Transnistria. Punctul 2 al memorandumului prevede că părțile vor continua edificarea relațiilor statale și de drept între ele. Documentul care va determina aceste relații, statutul Transnistriei, se va baza pe principiile deciziilor reciproc acceptate, inclusiv delimitarea și delegarea competențelor și a garanțiilor reciproc asigurate. Punctul 5 al memorandumului prevede că Republica Moldova și Transnistria devin garanți reciproci ai realizării depline și de necondiționate ale înțelegerilor privind relațiile între ele. Punctul 6 al memorandumului prevede că părțile salută declarația Federației Ruse privind disponibilitatea ei de a deveni stat garant privind respectarea prevederilor statutului Transnistriei, definit prin documentele respective și a înțelegerilor fixate în prezentul memorandum. Punctul 10 al memorandumului prevede că, în cazul încălcării înțelegerilor atinse, părțile sunt în drept de a se adresa către garanți pentru desfășurarea consultărilor în scopul adoptării măsurilor pentru normalizarea situației. Și ultima, punctul 11 al memorandumului prevede că
părțile își edifică relațiile sale în cadrul statului comun în limitele frontierelor RSS moldovenești pentru ianuarie 1990. Prin urmare, angajamentele partidului politic PSRM de a implementa prevederile memorandumului Primakov implică: primul, negarea suveranității Republicii Moldova în limitele frontierelor recunoscute de Constituția Republicii Moldova și comunitatea internațională; lichidarea Republicii Moldova în calitate de stat suveran în limitele frontierelor recunoscute de Constituția Republicii Moldova și comunitatea internațională; constituirea în limitele frontierii actuale Republicii Moldova, recunoscute de comunitatea internațională, a unei confederații contractuale între doi subiecți egale în drepturi, Republica Moldova și așa zisă Transnistria; și ultima, delegarea calității de arbitre în relațiile dintre acești subiecți, precum și a dreptului de a interveni pentru normalizarea situației către Federația Rusă și Ucraina. Ținând cont de faptul că programul PSRM, în partea ce ține de reîntregirea țării, reglementarea transnistreană, încalcă prevederile articolului 3 din legea numărul 294 din 21 decembrie 2017, legea privire la partide, și contravine articolului 41 din Constituția Republicii Moldova, eu am solicitat respectuos Ministrului Justiției Republicii Moldova, domnului Fadei Năgăcevski, ca să intervină pentru readucerea programului PSRM în câmpul constituțional al Republicii Moldova prin eliminarea din conținutul programului PSRM a prevederilor anticonstituționale sus menționate. Și am rugat respectuos să fiu informat în scris despre măsurile întreprinse. Rămâne de văzut, domnul Fadei Năgăcevski este ministrul justiției al Republicii Moldova sau domnul Fadei Năgăcevski este membru PSRM privatizat la oaltă cu întreg partidul de către Igor Dodon. Vă mulțumesc pentru atenție.